Schimbăm acum sportul, schimbăm și vârsta, schimbăm și categoria pentru a oferi un trofeu de legendă unui sportiv tare ca o stâncă, Leonard Doroftei. S-a născut la Ploiești, Leonard Doroftei, și a fost bun de mii. Campion național de juniori, a continuat să impresioneze și lumea marilor boxeri. Centuri după centuri, bronz la două jocuri olimpice, campion european, campion mondial. Moșul Doroftei a trecut apoi la profesioniști, unde într-adevăr a cunoscut adevărata celebritate. Luptele sale eroice cu Balbi, Spadafora sau Gati, adevărate exemple de dăruire și sacrificiu, l-au propulsat în galeria marilor sportivi ai României. După retragere, fostul campion mondial al categoriei semi-ușoare la profesioniști n-a fost tocmai împăcat cu viața pe care o trăia aici în România, așa că acum îl găsim departe, în Canada. Haideți să vedem ce ne transmite Leonard Doroftei de la Montreal, acolo unde de altfel Gazeta Sporturilor i-a înmânat trofeul de legendă. Wow! Super! Nu mă gândeam că se mai gândește cineva la mine acum, după 2 ani plecat de acasă. Mulțumesc Gazeta, mulțumesc GSP, vă mulțumesc băieți. Chiar m-a emoționat. Mulțumesc din suflet pentru acest premiu. Pentru mine nu o faceți griji, că sunt bine. Sunt în treaba mea, fac ce știu și fac ce nu mai bine. Și nu mă urcai când mă urcai. Vă pup sănătate multă și la mulți ani. Sper să ne vedem sănătoși și fericiți. Mulțumesc, GSP. Da, inconfundabilul Leonard Doroftei, stilul său savuros și de această dată, practic, ne trimite mult optimism, chiar dacă este foarte departe de țară, îl așteptăm înapoi cu mare drag.